Programul manifestărilor dedicate zilelor orașului Gura Humorului s-a întins pe 4 zile în acest an. În perioada 9-12 iulie, Parcul Arinii și Esplanada Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina și Casa de Cultură au găzduit o serie întreagă de manifestări. Spectacole, lansări de carte, vernisaje, expoziții, Târgul Meșterilor Populari, dar și tradiționalul Bal al Gospodarilor. Festivalul de umor la Gura Humorului a ajuns la cea de-a 25-a ediție. Zilele localității s-au serbat pentru a 10-a oară, iar Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii, Eurorit, a ajuns la cea de-a 5-a ediție. Mă bucur foarte mult că sunt din nou aici, la humor, mai ales la această ediție jubiliară. Sunt 25 de ediții, 25 de ani de normalitate, vreau să spun, și de calitate în umor. Este un festival de excepție care îmbină mai multe arte, un festival care înseamnă, în primul rând, oglinda societății. În al doilea rând, numărul mare de artiști pe metru pătrat, fie că e vorba de graficieni sau de epigramiști, îi dă valoare, îi dă consistență și, înainte de toate, revin la ce am spus, aerul de normalitate. 42 de țări prezente pe simeze, e un lucru formidabil, dovada că acest festival este respectat. Acest festival este printre cele care au ceva de spus. Avem un vernisaj de expoziție retrospectiv a tuturor câștigătorilor de la caricatură, de la toate cele 25 de ediții. Avem un salon al afișului festivalului, de la prima ediție până la ediția 25. Avem invitați toți câștigătorii de la epigramă și de la caricatură în decursul timpului și a juriilor care s-au perindat pe aici. I-am chemat pe toți să le mulțumim pentru că ne-au sprijinit și pentru că datorită lor putem sărba acum 25 de ani sau un sfert de veac de umor la Gura Humorului. Ediția din acest an a zilelor orașului Gura Humorului a fost specială și dintr-un alt motiv. În 2015 s-au împlinit 525 de ani de la prima atestare documentară. Sunt foarte multe manifestări diversificate care sperăm să mulțumească toate gusturile, pentru că poate un concert se adresează numai tinerilor, altul tuturor. Încercăm să găsească fiecare câte ceva. Am separat Târgul Meșteșugarilor, care este în centru, acolo unde e vorba de artă tradițională adevărată, de bâlci, că e nevoie și de bâlci. Cred eu că Festivalul Internațional de Muzică Ușoară iarăși este un mare câștig, un festival care crește, ajunge la a 5-a ediție. Deja faptul că nu e un festival românesc cu participare internațională, e un festival internațional cu participare românească. Din 30 de concurenți, 8 sunt din România, 22 din celelalte 13 țări. Cred eu că e important faptul că avem concurenți din Malta, din Suedia, din Polonia, din Turcia, din Kârgâzstan, din Azerbaijan, din Mongolia. Înseamnă ceva. Faptul că avem concerte de toate felurile și mâine va fi Mandy Color Orchestra, varianta românească a lui André Rieu. Și să știți, poate nu atât de numeroasă ca echipa lui André Rieu, dar cred eu că la fel de calitativ. Sunt fericit atunci când văd oamenii zâmbind și mai văd zâmbind. Pe lângă concertele de muzică ușoară și dance, a avut loc și un spectacol de muzică populară cu 11 tineri interpreți din diferite zone ale țării. Zilele Humorului 2015 au fost organizate de către Primăria și Consiliul Local al orașului Gura Humorului.